În 2016 au fost votați să reprezinte interesele electoratului în Parlament și Senat. Bineînțeles că vorbim despre deputați și senatori. La aproape 2 ani de mandat, politicienii plătiți din bani publici nu au schimbat mai nimic pentru electorat, deși au promis mare acusare în campania electorală. Timp de 3 minute în fiecare zi, analizăm activitatea unui parlamentar. La final, decideți dumneavoastră dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. Astăzi vă aducem în atenție activitatea lui Dănuț Bica, ales în circumscripție electorală numărul 3 Argeș pe listele PNL. Este membru al Comisiei pentru Industrii și Servicii și al Comisiei pentru Afaceri Europene. Se află la primul său mandat. Înainte să fie ales parlamentar, a avut diverse funcții: consilier județean, consilier local, șef serviciu, inginer și director tehnic la Apă Canal Pitești. Activitatea lui Dănuț Bica este la nivel mediu dacă facem comparație cu alți parlamentari. Iată ce spun datele oficiale de pe site-ul Camerei Deputaților: 36 de luări de cuvânt, 27 de declarații politice, 109 întrebări și interpelări, 79 de propuneri de legi inițiate și 18 moțiuni. Durata totală a luărilor de cuvânt este de 29 de minute și 51 de secunde. Una dintre problemele ridicate de Dănuț Bica este oprirea exportului de lemne de foc. Am cerut să suspende exportul de lemne de foc pentru o perioadă de 3 ani. De ce suspendare? Deoarece procedurile europene garantează libera circulație, mă rog, în servicii, vă scot, sunteți foarte bine, deci nu se poate face interzicere. Proiectul nostru a pornit de la faptul că în România cam 60% dintre gospodării sunt încălzite cu lemn de foc. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Deputatul PNL Argeș a avut până în prezent 3.191 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 90%. Pentru munca prestată în Parlament, Dănuț Bica este remunerat lunar cu 10.003 lei. Cea mai recentă luare de cuvânt este din luna octombrie, când a adus în atenție situația financiară a veteranilor de război. Ei sunt cei ale căror voci nu le aude nimeni, pentru că doar au oferit țării totul, având decența de a nu cere niciodată aproape nimic. Știind cu toții aceste lucruri, ne-am fi așteptat ca, măcar în anul aniversării centenarului, Guvernul României să le acorde o atenție specială, un respect deosebit și, în consecință, o susținere financiară decentă. Acum că am văzut cât a muncit Dănuț Bica, să vedem care sunt punctele sale tari. Fidel partidului din care face parte, fără probleme de integritate, prezență mare la votul electronic, număr relativ mare de propuneri de legi. Punctele sale slabe se referă la faptul că are un număr mic de luări de cuvânt și o comunicare destul de slabă cu electoratul. Pentru activitatea din primul său mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PNL Argeș, Dănuț Bica.